Bună dimineața! Să vedem cum stăm astăzi cu astrele. Berbec, relațiile cu prietenii sunt accentuate. Există riscul apariției unor discuții aprinse pe tema unor bunuri comune cu aceștia. Însă tu ești cel care poate gestiona corect situația. Taur, se anunță ședințe fulger. Posibil să fii luat prin surprindere din cauza unor situații profesionale evite chiar din primele ore ale dimineții. Se recomandă prudență în vorbe și în fapte. Gemeni, gândirea și comunicarea sunt umbrite, de aceea fii prudent. Este nevoie să îți reevaluezi filozofia de viață și să îți alcătuiești un alt sistem de valori după care să îți ghidezi demersurile de fiecare zi. Rac, ziua este favorabilă achitării facturilor restante. Ai multe temeri legate de regimul banilor, chiar dacă ai puține resurse materiale la dispoziție, vei observa că universul îți oferă tot ce ai nevoie. Leu, colaborările profesionale îți dau multe bătăi de cap. De fapt, tu ești cel care trebuie să își modifice personalitatea și felul de a relaționa cu ceilalți. Ești tensionat și cu greu poți fi scos din ale tale. Fecioară, săptămâna debutează cu multă forfotă la serviciu. Dozează-ți eforturile și ocupă-te doar de treburile tale. Colegii îți pun multe bețe în roate, de aceea ferește-te pe cât posibil de ei. Balanță, chestiunile sentimentale sunt la cote înalte astăzi. Fie că este vorba despre persoana iubită, fie despre copii, îți este dificil să relaționezi cu ei sau să le asculți doleanțele. Scorpion, este nevoie să te ocupi de treburile domestice. Numai de tine depinde armonia și confortul casei. Ocupă-te pe îndelete de curățenii generale sau de redecorarea ambientului. Săgetător, se întrezăresc multe călătorii astăzi, atât în vizită la rude sau prieteni apropiați, cât și în scop profesional. Alegeți cuvintele cu grijă și ferește-te să semnezi documente sau să iei decizii importante. Capricorn, primești bani sau cadouri deosebite. Pe de o parte, ți se rotunjesc veniturile din activitatea desfășurată la serviciu, iar pe de altă parte, un prieten îți poate oferi un bun valoros de care chiar ai nevoie. Vărsător, senzația că toată lumea este a ta va fi accentuată pe toată durata zilei. Vrei să te implici în mai multe treburi deodată, îți faci planuri mărețe, ba mai dai și sfaturi altora. Bine ar fi să te rezumi doar la treburile tale. Pești, debutul săptămânii îți aduce dorința de a evada din cotidian. Cu toate că ești solicitat de multă lume ar fi bine să îți stabilești prioritățile și să te ocupi strict de ele. Ne revedem peste oră, să aveți o dimineață frumoasă!